That's, so, aici. Bun, hai să ne facem o problemă. Am simțit nevoia să vă duc așa aici, pentru că era nevoie, așa am simțit eu, ce, să vedem cum cresc și descresc unități de măsură la suprafață. Pentru suprafață, pentru aerul, deci din 100 în 100. Așa. La lungime din 10 în 10, multipli și submultipli, nu? Un cresc de 10 în 10. Și acum, hai să vedem volumul. Ce este egal volumul? Aia, bază, nu ține, nu? Volumul egal volumul. Fără mecanic. E fără mecanic, nu? Da. De obicei, era bază unulețime. Acum... Baza unulețime la ce era? Area bază. Area bază unulețime la ce era? La tot mai puțin la piramidă, până acum. La piramidă așa era? Era area bază unulețime supra 3, la piramidă. Ah, păi supra 3. Oare numai area bază unulețime la ce era? La tot, mai puțin la piramidă. Care am văzut până acum. Deci, la prismă. La prismă. Da, aia bază înălțimea. La prismă, volum egal cu aia bază înălțimea. La piramide, când are vârf, înseamnă din prismă, împărțit totul la 3. Sunt 3. Și aia bază înălțimea minus volumul, minus aia bază înălțimea supra 3. Așa va fi. Deci aia bază e pe lângă H minus... Deci, dacă ar fi să facem, am face din toate din volumul întregii piramide, că din volumul mici, piramide și ele amici. Da? Și găsim formula acolo, care indică cât este volumul. Și totuși, n-ar trebui să știu aici, tot va fi supra 3 în mod categoric. Că și o piramidă și cealaltă e la supra 3, da? Deci, cum ar veni? Hai să zicem așa. Deci, V trunchi. V trunchi este egal cu volumul lui V A, B, C, D. V A, B, C, D. Minus volumul piramide V A prim, B prim, C prim, D prim. Ați făcut volumul trunchiului? La casă? Da. Și v-a demonstrat un profesor acolo. Că îi susperăm. Ce să sperăm? Nu. Dar spune și pe care nici faci. Exact. Clar că v-a demonstrat pe care e. Un profesor. Și a plecat așa cum vreau să plec la acolo. Acum. Din volumul mare, să de volumul mic și a lucrat acolo și e așa și ce e și. Și dăm H pe 3 pe lângă. Asta mai trebuie. Vreau să văd de ce am obținut. Haideți să facem noi. Facem noi, gata, facem gata, gata propoziția asta. Deci vine... 3 da. H. Da, o caiete, domnul profesor. Haideți să facem noi, de ce să facem? Facem, gata, facem. Să vedem dacă reușim să o găsim. Area bază H supra 3. Deci area bază... Lui A, B, D, C. Area lui A, B, C, D. Super. Ori V-O. V-O. Da. Supra 3. Supra 3, perfect. Minus. Area lui A prim, B prim, C prim, D prim, ori V-O prim. V-O prim, da? V-O prim supra 3. Și pentru comoditate, notăm cu S mare suprafața, area suprafeței de jos. Da. Corect. Deci egal cu S mare, ori V-O, S mare, ori V-O, tot, tot așa. Dar la ce aș fi tot? Supra 3, da, supra 3, corect. Pun aceeași mitură, pun S ori V-O minus S mic. M-am închintit că așa a văzut, da? S mic ori V-O prim, supra 3. Și egal cu S mic, da? Ori pe o prim. Ei, știm, mai... Știm... Știm mai puțin V o oră. V o nu știu. Nici prim, da, știu. Nici pe V o prim. Ce fac acum?
Vă oprim este de două ori o oprim. Vă oprim, e doar vă oprim. Este două ori o oprim. N-am niciun motiv. Numai dacă ar fi din mijlocie. Hai să mă duc așa, fiindcă sunt în situația asta de luna. Eu m-aș duce în triunghiul V, O, M. Hai să desenăm de parte. Deci V, O, M. Punesc așa. Și am dus paralela asta pe aici undeva. Am notat cu oprim. Mă oprim. Și ce observați? Fiindcă oprim, mă oprim, paralel cu o mă. Facem la toate, nu? Sigur că da. Deci apare cu oprim, mă prim, supra o mă. Oprim, mă prim, supra o mă. Asta, supra toată asta. E cal cu V oprim supra tot V O. V oprim supra V O. Și egal cu V mă prim, nu? V mă prim, V mă prim. Supra cine? Supra V. Supra V, V mă prim, supra V mă. Deci am avut oprim, mă prim, supra OM, egal cu V oprim, supra V O, și egal cu V mă prim, supra V M. Să vedem, nu știm pe oprim, prim. În cazul nostru, pe oprim, prim, 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 știm. 12. Deci, 12 supra. OM, știm, cât e OM, e 16. 16, egal cu... Egal cu V oprim, să vedem, o știm. Nu. V oprim, nu știm, supra. V O, care nici pe asta nu știm, dar e format din V oprim plus O oprim. Vezi? Plus O oprim. Și avem și da. Un oprim. Și am putut să scriu raportul invers. Hai să scriu raportul invers și apare că... 16 pe 12 simplificăm printr-un cât 4 și vine 4 pe 3. 4 pe 3 egal cu... Cu oprim plus... 3 plus 3. Plus 3 supra... Supra V oprim. V oprim. Constatăm că 4 V oprim. Egal cu 3 V. Deci echivalent. Plus 9. 4 V oprim. Egal cu 3 V oprim plus 9. 3 V oprim plus 9. Deci că cu 1 V oprim, V oprim egal cu 9. V oprim egal cu 9. Deci am aflat-o pe V oprim. Deci, și acum pe V o știm. Și acum V o știm. Păi dacă știi tu. Egal cu 9 plus 3. V o egal cu 9 plus 3. Ce face? 12. 12, da. 9 plus 3 și egal cu 12. Și acum mă duc aici și fac calculul. Da. Și cât va veni? Păi haideți... Hai să facem și iesul. Iesul, suprafața de jos. 32 la 2. Deci 32 la 2. La 2. Ori 9, 12. Ori 12. Minus. 1024. Nu uitați, 24 la 2. 24 la 2, să scrim așa. Da, da, da. Ori 9. Ori 9. Supra 3. Supra 3. Dăm un 3 la 2 comun. Așa, și va face 32 la 2. Ori 4, nu? Că ai zis că scoate la 3. Ori 4, minus 24 la 2. Ori 3. Ori 3. Și cum ai zis supra 3, s-a simplificat cu 3 de jos, da? Da, și acum. 32 acolo, dacă vreți. 32 la pătrat, da? Da, da. 24. Ori 4, nu? Ori 4. E 4096. Da, zi, minus cât? 4096 minus 24. Deci, mulțirea 4096 face aici, da? Da. 4096 minus 24 la... Ori 3. 1728. 1728. Și egal cu... 2368. Bun. Asta am muncit și am făcut așa. Dar formula aceea, mai știți totuși, este o formulă. Ca să vă...
ca să nu fiu... Eu mă așteptam să mă duceți să găsim formula, dar nu vreau să fost drăguț și eu nu ați văzut formula. H pe 3 pe lângă area bazei plus area bazei mari plus area bazei mici plus area K din area bazei mari ori area bazei mici și atât. Deci vine așa. Volumul ca aici trebuie să scrie ca H pe 3 pe lângă S mare plus S mic plus, plus radical S mare ori S mic. Mă las să demonstrați că ați făcut-o la clasă. Am demonstrat că e la clasă. Păi da. Ce trebuia să facem aici? Așa s-a plecat. Da. Numai că trebuia să spuneți că S mare de S mic egal cu V8 de V1 prim. Prin secționarea cu planul ăsta, raportul de asemănare, adică S mare de S mic, egal cu cine? Cu V1 supra V1 prim. Și în cazul în neamichim, o... egal cu raportul la pătrat. Că V1 pe V1 prim este un număr, da? Uh-huh. Dar la arie am două dimensiuni mulțite acolo, știți? Un V8 pe V1 prim la pătrat. Deci, S mare pe S mic, S mare pe S mic egal cu H, adică V1, V1 supra V1 prim, deci V1 asta, supra V1 prim, dar la pătrat ăsta. Cu pătratul raportului de asemănare. Când ies, nu am așa o dimensiune mulțitul asta. Și avem de... deci pătratul raportului de asemănare. Și din toată povestea asta, V1 pe V1 prim va fi egal cu S radical din S mare pe S mic. Și de acolo, din cauza asta, apare în calcul, când lucrăm formula aceea. Vreau să o refaceți voi dată, ca să mai fac eu acum calcul pe care în timpul. Dar aveți demonstrată, deci refaceți demonstrația. Că altfel, formula asta nu ați înțeles-o de unde vine. Facem așa. Și dacă o uită, facem așa. Deci muncim așa, concret. Am mers ca să înțelegem din volum mare, să vedem volum mic. Am făcut proporții la raportul acolo și am făcut treaba și nu merg, am dat drumul. Dacă sunt blocat și nu știu formula, n-am picat. Dacă mergeam așa, hai să facem și prin formule sau aplicăm, să vedem de acel răspuns. Păi. Am făcut noi o treabă bună sau... Ia să vedem. Deci, H, așa, așa. Hai să vedem. Deci, volumul egal cu... H o știam. H o știm, o oprim. 3. 3. Deci 3 pe 3. Pe lângă S mare. Adică 32 la pătrat. 2024. Un pic, 32 la pătrat, se va fi toată noi. Plus 24 la pătrat. Da? Da? Plus radical din produsul lor. Facem produsul, da? 32 ori 24. Da. Radical din S mare ori S mic, adică pătrat, pătrat. Și a dispărut radicalul și vine 32 ori 24. Și egal cu 1 plus 32 ori 32. Fără radical acolo. Eu te scrie plus radical din area bazei mari, ori area bazei. Da, mai că așa am fost noi, pe când am așa fost noi. Am zis radical din 32 la pătrat. Area bazei mari și area bazei mari. Da, dispare pătrat. Deci 1 ori. Sau nu mai ce e loc, nu mai zice nimic. Adică vine 32 la pătrat, spune cât face. 1024. Plus 24 la pătrat. 576. 576 și cu produsul lor pe fără 24? 768. Și care adunate sunt de 2368. Și așa rapid de 6. Și să dăm 2368. 2368. Egal cu 2368. Sigur. Când o secundă. Sigur că cel care știe formula a făcut calculul ăsta rapid, face ce mai mult. Dacă nu știi formula, nu. Dacă n-ai încotro, te duci volum mare, să duci volum mic, muncești și te-ai dat o parte din formule trebuie și multe. Le mai înveți, dacă nu e așa. Mai înveți, dar nu e atât de grea. O să vezi că se leagă foarte bine și la trunchiul de cor. Când faci, este exact perfect și atunci înveți. De ce? Nu poți să A prim. Unde e A prim? Cum s-a făcut?
Tangea A A prim. A prim, care e egală cu B prim, care B prim e egală cu M prim. Și mergem tot într-un ghiul care a fost V O prim. V O M, într-un ghiul V O M. V O M. V O M, M e în prim ăla, l-am aflat deja. Și M prim e combinat cu B prim. Și aia e A prim, nu? M e prim. E paralel cu B prim. E, e în prim, are ajut tot cu bă, 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 prim. Mă, bă. Mă. Bă. Bă. Știm bă, bă, o să știm și B prim. Mă, e triunghiul de triunghic. În M. Mă, e greu. Păi bă prim M e perpendicular cu bă că. Bă prim M perpendicular cu bă că nu. Mă, mă prim bă. Adică în trapezul ăsta. La trapezul separat în fără. Da, asta. Să vadă regulă. Păi, mă, mă, deci, iau BC, minunat așa. BC. Deci, în trapezul ăla exoscel, da? B prim, C prim. Și M, M prim, asta era. Asta este. M prim, M. Nu trebuie să o prim pe B prim. Sau pe C prim. Pe B prim sau pe C prim. Că sunt B cu tot rapezi și așa. Nu duce prim pe B, B, C. Asta e altă treabă. Pe B, C. Deci pe prim, la de cu ea. Știm că M prim este egală cu, am calculat-o în rapoartele alea câtei. Mă, mă prim, o știm, mă, ea pe tema dată, 5. Chiar o știm, statul ei, bun, D, R, este egală cu R, M. Nu? Nu? Cu cine e egală? Care? R. Cu R, M, cu M. Nu, n-am spus nimeni asta. B, R. Da. B, R e egală cu B, M, care e... minus R, mă, cum ar fi, dar B, M, cât e? E 16. Așa. Minus R, mă, care e cât B prim, M prim. Și B prim, M prim, cât e? E 12. Eu n-am mai aflat. Așa, și e 16 minus 12, 4. Deci asta este 4. Și aflăm pe B prim. Asta e 10. Și aflăm din foarte mulți ani, nu? Da. Și cât va fi? 25 plus 16, 36, 16. Deci în triunghiul. B, B prim, R. Deci în primul ăsta avem că B, R, B, R e egal cu B, M, B, M minus R, M și egal cu 16 minus 12 și egal cu 4. Deci arată cum am aflat pe B, R. Pe B prim, R, B prim, R, este egal cu 5. Da? Da. Și atunci, treaba e foarte simplă. În triunghiul BRB prim, BRB prim, zicem că BB prim egal cu radical din 25 plus 16 și face 25 plus 16 41. Radical e 41. Și așa rămâne numai ce face radical 41, chestii de pe prim sau A prim. Aici H am aflat o cât? 3. Da. Volumul l-am aflat 2368 centimetri cubi. Centimetri cubi. Hai să muncim un pic să vedem. În decimetri cubi vreau. Deci, dar am făcut? Nu, mă face altă decimetri cubi. Deci pe volumul care l-am găsit 2368 centimetri cubi e egal în decimetri. Decimetri sunt mai mari ca centimetri, nu? Hai să facem scară, profesor. Facem o scară. 2,368. Deci, în metru, metru este unitatea de măsură la centru, da? Da. Dedesubt pun submultipli mai mici.
decimetri. Centimetri. Da. Deasupra, da. Decametri. Hectometri. Și kilometri. Și hectarul? Hectometru sau hectarul? Ah. Da? Hectometru sau hectarul? Ce scuz. Nu-i nimic. 2300 știm. 2358. Din partea cifrei. Deci volumul acela pe care l-am găsit la respecție. Da. Care era în centimetri. În centimetri. Cum era? Era de plan de ajuns atunci. Deci volumul egal cu 2300. Adică foarte mic. 2300 și... 2368. Centimetri. Cu egal în decimetri cu. Decimetri cu. Da. 2,368. 368 decimetri cu și metri cu. 0,002368. 3,68. Și în milimetri? În milimetri? În milimetri cubi. Și 2, 3, 6, 8, cred că 6 de 0. Dar ce e ăla centimetri? Da, a, atunci e 2, 3, 6, 8, 3 de 0. 3 de 0. Așa, ce e în jos? Nu știu. Deci 2, 3, 6, 8, care erau centimetri cubi. Și pun încă una, două, trei zero pentru milimetri cubi. Da? Milimetri cubi. Deci cresc și descresc din minim. Și acum să ne trecem la altă. Problema numărul 2, de la pagina 88. Cu transformul de text, pare tigru. Da, nu-i bine, nu vrei să-i înveți. Deci ar și tot insista pe eu. Exact. Trebuie să ne învățăm una. Deci... Problema 2 de la 88. 2 de la 88. În ipoteca, în trunchiul de piramidă patru. Am dat drumul la cameră? Da. 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 A, B, C, D, A, B, 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 B. În ipoteza avem că... A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, 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 de piramidă patru, regulată. De piramide patru regulat. Așa. Trunchi de piramide patru regulat. Se cunosc AB egal 20. AB egal 20 cm. A prim pe prim 12 cm. A prim pe prim egal 12 cm. Și înălțimea O prim 3 cm. 3 cm. Calculați. A. Volumul. Concluziune. Energie. Volumul. Trunchiului. Trunchiului. Are laterală a trunchiului. Are laterală a trunchiului, dar cu cine? Ha. Ha. Cu ce trebuie? Păi volumul. Avea și volumul. Și har pe trei pe lângă. Yes, mai găsești. Deci, nu mai face. Și are laterală acolo, ce facem? Și mă are laterală, fac o ia trapezii, să știu. Da, și unde știu, mă are trapezii, să știu. Asta e cum o știu. Păi facem. Să facem un trapez, să mă gândesc. Un trapez, doar e să știu. Dar pentru că e în ceva. E faza mare. Mă scuze. Minunate, nu o facem antrenament pentru construcția asta. Nu am atisnatură. Nu, nu, dar făceam celelalte probleme cu figura. A, de... Deci lăsăm figura așa, cum ce are proiectul? De... Ce să zic? Și acum ștergem, nu, vârful. Ați înțeles care e procedura. Deci, asta o duc până aici. Asta e pară, deci pară, deci... Acum, iată cum arată piramida, trunchiul de piramidă. Așa.
este înălțimea. Și atunci zicem volumul egal la H supra 3, pe lângă S mare plus S mic, plus la radical din S mare ori S mic. Și egal cu cum pot să spunem acolo? H-ul este dat în problemă 3. 3 pe 3, pe lângă S mare 20 pătrat plus 12 pătrat plus radical din 12 ori 20, adică rămâne 20 ori 12 din la pătrat. Face 400 plus Maria 12 la pătrat 144 și plus 240. Egal cu 784 centimetri cubici. Care înseamnă câți? Miruna. Miruna, pentru Miruna, sigur. Că dacă sunt metri cubici? Câți metri cubici? Sunt
Să lăsăm pe abril sau pe abril sau pe motiv. Interesant. Ajutați-ne. Da, dați-mi voi o idee, că am obosit de pe care tot stau și mă interpretez aici. Cum se află de Bărbu Prim? Știm pe... Pe ce? Pe o oprim, o știm, dar degeaba o oprim. A, asta e, asta e, asta e ideea. A, A, prim, O, prim, O, A, e trapez. Așa, pe acolo e cineva. Deci zicem în O, prim, O, A, prim. A. A. Deci în ce trapez? O, prim, e 3. O, prim, este 3. A, A, prim, R. Deci duci perpendicular. A, trebuie R, prim. Iar. Da, iar prim rei, iar prim, hai să zicem. Mă, e tot rei. Asta e tot rei. Iar prim A e cât O A e cât... Iar de mă, O A, mine e iar. O A cât e? O A este... O A. Este radical deci. Din așa... Cât e? O A. E 10. E 10 radical din cât O A. O A. Și fără ce mă putea apă cât dreptul, e ca B de 20, e radical din 20. E L radical din 2 pe 2. L radical din 2 pe 2. Deci este L radical din 2 de acolo. 10 radical din 2. 10 radical. Da? Deci 5 radical din 2. 5? 20 poți la 2, 10. 10 radical din 2. Da, mai e greu. 5 radical din 2. Deci e L radical din 2. L radical din 2 și poți la 2. Așa, 10 radical din 2. 10, 10 radical din 2 este AU. AU. Deci AU asta. Da, e 10 radical din 2. 10 radical din 2. Cum O prim A prim cât e? O prim A prim. Păi știu că o știm, dacă te-ai. Care e... 10 radical din 2 pe 2, 6 radical. 6 radical din 2. 6, e 4 radical din 2 cele mai s-au făcut. Era 12 aici. Toată diagonala va fi... A, păi e 2 radical din 2, 12 radical din 2 și 6 radical din 2. Deci asta e 4 radical din 2. Deci asta de aici... E 6 radical din 2. Așa, și e prima și 4 radical din 2. E prima asta, va fi egal din 10 radical din 2, scrie 6, va fi 4 radical din 2. Și am luat pe avem și rezolvată problema. Pe rezolvăm. Ah, deci în triunghiul A prim, R prim, A, vom afla pe A, A prim. Este egal cu radical din... Hai, adică, da, radical din 16 ori 32. 32. Plus 9. Plus 9. Și face? Egal cu 41. Radical. Dăm 41. Deci era problema, se ajută tot asta. Și 3. Eu am scris de folosim problema de... Autorul care a făcut ăsta și erași numere ca să-mi meargă. Era prima așa, dorim eu să facă, nu-i nimic. A fost problema anterioară cu înălțimea care a era pus... Acolo era 25 și 16. Da. Dar pe care am aflat-o noi. Da, da, da. Acum aflăm aia, baza mică câți doarță mai produceam și noi, nu? Aia lateral. Aia lateral, va fi egal cu... 4 ori, baza mare, care e BC, care o știm, 20. Plus baza mică, care o știm, 12, ori înălțimea, care o știm... Radical din 41. E B prim... B prim R, mai fi acolo. B prim R? Sau E prim R? Da, noi am aflat-o pe A prim, e B prim de radical din 41. Acolo scriem pe figura aia prima. Deci, aici... Am aflat-o pe B prim, radical din 41. BB prim, radical din 41. Și acum de aici pe ea se scoate pe B prim R. Ca să iasă repede problema. O scoate repede pe B prim R. Deci trebuie B. O scoate de acolo pe B prim R ca să iasă problema. Da, și 41 minus 16. B prim R egal cu radical 10. 25. Și care e 25? Deci din 41. Minus 16. E 25? Da, da, la problema trecută. La problema trecută. Și aici e 25. Da? Și 5. Deci este 16 și face 5.
Deci B prim R este egal cu 5, ne trebuie aici, nu? Da, ori 5. Ori 5. Supra 2. 2. Matematic, poate am intonat în cazul 4. Deci să avem 40 plus 24. Deci de 2 ori am rămânit. 2 ori. 2 50, deci ori 3. Și egal cu 200. Deci face plus 10. Și 120. Aici 32, nu? Da. 320. Da, și egal cu... Centimetri pătrați, da. Care face de două ori 320. Care face de două ori 320. Nu, 50. 320 și am întâlnit problema. Și câți milimetri fac asta? Tot mi-e urmă la problemă, vă rog. 320. Da. Dați cu zile. Deci milimetri. Milimetri. Așa. O să fie mai mult sau mai puțin? Deci mai mult. Cu cât sunt? Cu 100, cu 2, 0. Deci 3, 2, 0, 0, 0. Așa am luat asta, vă mulțumesc frumos. Mulțumesc. Mulțumesc. Alo. Mulțumesc frumos. Bună seara. Da. N-am mai citit că eram în timpul lecției, în cele care. Nici o problemă. Am terminat, nu vă deranjez. Nu, acum am două termene lecția acum. Da, sunt la lecție, o termin și dacă aștept mesajul. Da, eu vreau să știu, putea să facem asta noi. Adică să dați un altul la cameră și să ne explicați rola de cazul la ta. Păi o fac, mă puteți vedea, nu? Mă vedeți. Ei, facem asta în direct, acum. La domnul Radeș Bogdan. Suntem în direct. O să fim noi 9 și jumătate, cam așa. O să ai cu el un editorial, am început, cred, în felicitație. O să facem, bănesc, un tur de masă, apoi intrăm cu dumneavoastră. Dar mai bine este să avem detaliile tehnice. Dacă s-a puteți bine, să nu fie cu târziere, nu. Haideți să vedem cum propuneți-mi dumneavoastră, mă vedeți, propuneți ce pași se parcurgem și discutăm. Bun, perfect. Bine, succes. Ne auzim în jumătate de oră, bine? În jumătate de oră. Dar eu continui lecția atunci și cum o să procedez? Da, păi undeva să vă mă sunt. Așa. Nu am căști. Nu am căști. Așa. Care, să faci microfonie în toată asta. Da, să faci uite, acum să-ți spun că nu am copii din clasa 8-a și nu au căști. Eu aveam niște căști în mașină, să mă duc o fugă să le văd, să văd ce și cu... Bine, perfect. Da? Bine. Bun, mulțumesc. Mulțumesc. Închideți camera acum? Închideți camera acum? Ia, ia. Nu, nu.
Nu. De fapt, este închisă că în momentul ăsta nu trebuie să mai înregistrăm asta. Nu mai? Așa.